Luptătorul de arte marțiale mixte Valeriu Mircea aspiră la centura de campion mondial. Sportivul din Republica Moldova are programat un duel important în luna iunie în cadrul unei gale organizate de o promoție poloneză cunoscută pe scară largă în toată Europa. În cazul unui eventual succes, Mircea va primi șansa de a lupta pentru titlul suprem. Așa se pregătește de bătălie Valeriu Mircea. Cu doar câteva săptămâni înainte de duel, sportivul petrece câte 4 ore pe zi în ringul de lupte pentru a fi gata să-l învingă pe Roman Szymański. El este un oponent foarte experimentat, are și el lupte la spate și ambii suntem, o să fim pregătiți la 100. Cei doi s-au mai întâlnit anterior în octagon. Acum un an, polonezul l-a învins pe sportivul din Republica Moldova, care atunci a suferit o accidentare la mână. Valeriu Mircea s-a recuperat și a pregătit o strategie de luptă pentru bătălia în care speră să-și ia revanșa. Nu o să-i dau posibilitatea să lucreze, îl voi presa și sigur voi câștiga această luptă, pentru că știu că sunt mai bun ca el. În prezent, basarabeanul are o serie de 2 victorii clare în octagon, ambele obținute prin knockout. Vreau să ajung la centură, să mă lupt pentru centură în organizația aceasta. Eu trebuie să demonstrez că eu sunt numărul 1. The Solitary Wolf, așa cum este supranumit sportivul din Republica Moldova, își dorește să înregistreze cu orice preț al 3-lea succes la rând. În cazul unei noi victorii, basarabeanul se va bate pentru titlul de campion mondial în categoria de până la 70 de kilograme a promoției poloneze KSW. Eu cred că o să ies și voi lupta cu campionul pentru centura mondială. Bătălia dintre Valeriu Mircea și Roman Szymański este programată pe 3 iunie. Duelul se va disputa pe Stadionul Național din Varșovia, care are o capacitate de aproape 60.000 de spectatori.